Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din carieră cu Liverpool. Continuă aventura noastră aici în Champions League, din câte și se bine vede. Un duel aici contra Napoli, care se ține foarte bine după noi aici pe poziția numărul 2 cu 7 puncte, noi avem 8 puncte. Și totodată, desigur, fiți atenți ce am primit eu în cutia poștală astăzi, exact ce mi-am dorit de nu știu cât timp. Este desigur să fiu selecționerul Germaniei, să fiu desigur, băi, antrenor la naționala Germaniei. Se poate mai epic de atât? Eu zic că nu. Ăla-i mă, ce mi-am dorit s-a îndeplinit. Și iar și acum, desigur, sunt selecționer aici la naționala Germaniei, man! Foarte tare, băi, ce mă bucur! Am așteptat acea timp, m-am riscat acolo și să pierd, desigur, m-am riscat să pierd acolo faza aia cu naționala Franței, că totuși mi-a plăcut foarte mult să fiu și la naționala Franței, a fost o perioadă foarte faină în naționala, cu adevărat genială. Dar desigur, na, știi cum e, trebuie odată și odată să faci schimbul. Și desigur, vedem aici naționala Germaniei, care este naționala naibii de fain, fiți atenți, bă, ce jucători fain. Ia, acest Brandt, băi, cum a evoluat, adică știam care potențial, dar a evoluat binișor, except la statistici, parcă dacă ești la statisticile sale, ai zice că e ceva, așa, dacă e la 85 overall, e capul meu. Ia zi mai aici, ce jucători mai au băieții ăștia aici, oricum, desigur, să fie și aia de selecție, când o să trească noi, desigur, să alegem al jucător, poate că la aia, așa, foarte bine, ia mă, și Șurle a fost convocat aici la națională, așa, asta să rămână de văzut. Oricum, foarte bine, suntem aici, desigur, la națională. Aoleu, s-a accidentat Royce? What? Aoleu, astea sunt niște vești al dracului de proaste. Speram să... Doamne feri, așa ceva. Mă prinde pe nepusă masă, să zic, această accidentare. Ca noroc că l-avem pe Ronaldo. Ia de mai aici Rodriguez, mă rog, James. Ok, pe cam. Hai să jucăm în Champions League... cu formula asta cu Mane acolo pe cam și după aceea în campionatul mai folosim iar pe Rodriguez. Trebuie să-l mai joc și pe Mane încât să nu se supere pe noi. Așa că desigur am pus skitul negru. Mane parcă e camuflat, gata să meargă ca și un ninja. Și desigur asta e ceva treabă. Ok, match de match aici. Așa aș putea zice și o mică revanșă după meciul trecut care s-a terminat scor egal. Vreau acum să câștig acest match versus Napoli, dar Napoli parcă tot timpul s-a dovedit a fi un ghimpe în gheata mea. Tot timpul nu știu ce e cu Napoli, mă, reușesc ăștia, mă, să mi se opună, mă, indiferent ce forța naturii de echipă am. Tot timpul au reușit așa o minune ceva. Ia-și de mai aici, hai, Andone, cu o pasă ea destul de interesantă acolo, dacă nu era blocat Griezmann. Chiar că a avut o viziune interesantă acolo Andone. Băi, și nu vine să cred că sunt atât de fericit că am luat pe Andone. Mamă, ce șut! Dar a mers drept în transversală. Incredibil. Băi, ești nebun, mă. Deci, clar, că nu o să mai reîncep o altă care în un alt career mode. Posibil cu ăsta Wolfsburg și o să am banii. Clar le iau pe Andone. Vreau să-l văd pe omul ăsta așa neevoluat și să-l evoluez eu pe shooting mai mult decât calculatorul, cum le evoluează calculatorul așa random. Dar băi, ce jucător poate fi Andone, ferească sfântul. Ia să vedem aici, opa, este penalti? Serios? What? Cât? Oai, cartonașul roșu! Ai de pula mea, cartonașul roșu la hisaj! Ai de capul meu, Ronaldo, ce scoate și penalti și cartonaș roșu. The fuck, nici nu-l atinge cu aia. Lol, ce tare, intră Kirikes, direct schimbare, iese Barrow și intră Kirikes aici să suplinească această ieșire din defensivă. Intră Kirikes, cum v-a zis, în locul lui Hisaj, cred că a renunțat acolo la un mijlocaș aici. Ia să vedem, hai să dăm acest penalti cu zeul suprem Ronaldo. Ne pregătim aici cu Ronaldo, ne pregătim cu Ronaldo. Sommer, incredibil! Ai, cum o apărat-o Sommer!
Ai, 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 ai. Un lucru e clar în FIFA 17 față de cealaltă FIFA. E gol! Gol! Gol din corner cu nimeni altul decât Griezmann! Incredibil, nici nu putem sta supărați două secunde că am apărat acolo portarul. Că uite-te că dăm gol aici cu Griezmann. Și a fost fix pe stâlpul unde a stat Kirikes. Kirikes pur și simplu ne-a lăsat golul, sau cum să zic. Vreau, ia, 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 ia. Lovește spate pe Kirikes. Ia autogol! Hai de pula mea! Hai de pula mea! Autogol Kirikes. Bă, cât e de clasic asta. Băi, poate fi ceva mai clasic decât asta. Intră Kirikes pe teren, autogol. Hai de pula mea, îmi pare rău că râd, că n-ai român și ar trebui să-mi pară rău, dar... Hai bă, că e prea penală faza. Intră Kirikes pe teren și ați văzut cum a intrat el așa, ca și un războinic. Așa, tu-tu-ru-ru. Și trebuia piesă de aia din filmele alea, gen medievale, gen Braveheart, chestii. Și pam, pam, pam. Și după ce aș da autogol. Hai de pula mea, bă, bă, cât e de dură faza asta. Na, asta da. Este de aici. Oh, Sommer din nou. Foarte bine acest, bă, apără portarul ăsta. Și în meciul trecut a apărat foarte bine portarul. Și cum ziceam atunci, de am fost întrerupt de acel gol, că în FIFA 17 față de alte FIFA-uri, bă, chiar poți să ai o șansă să ratezi sau să aperi un penalti. Știți că până acum când primeai un penalti, toată lumea zicea, no, bag, știi, furtunul, că e gol. Deci tot timpul când primeam penalti știai că, bă, e gol. Dar mai nou, de cu sistemul acesta foarte nou și în ghilimele genial, adică e căcat, așa, desigur, ai niște șanse incredibil de mari ca adversarul să rateze, să apere portarul sau alte chestii, deci un pic și mai realist, numai că te enervezi mai mult, mai ales când sunt faze importante și... Te trezești că portarul advers, băi, sare de zici că e Spider-Man și ți-o apără. Dar, mă rog, ai, asta este. Hai să vedem dacă mai dăm un gol sau dacă ne mai ajută Kirikes să mai dăm un gol. Eu cred că Kirikes a vrut să ne ajute. Eu cred că Kirikes a vrut să ne ajute. Și îți mulțumim, Kirikes, că ne-a ajutat aici cu acel autogol. Îți mulțumim. Mai dă-ne încă unul. Hai, Kirikes, te rog frumos. Încă un gol. Oho, gol cu noul intrat aici pe teren, Markovic. Foarte frumos golul și ce viteză, chiar fain are acest jucător. Păcat de-aia că nu se poate ridica la nivelul suprem a acestei echipe să joace mai mult pe teren, dar totuși, băi, ca rezervă, foarte frumos golul său și a ajutat acolo cu atâta putere cât l-a zburat puțin în spate, dacă ați observat. Hai să revedeți golul. Ia, bum! Și aici așa cum zboară un pic înapoi. Ia, iu! Foarte tare. Bravo, bravo, băi, Markovic. Frumos golul. Tu nou intrat aici pe teren locul lui Griezmann. Ți-ai făcut treaba perfect. Din păcate, totodată s-a accidentat și aurier. Aia e un veste nașpa. Sper să nu fie o accidentare dură și serioasă, Doamne feri. Că pe poziția derbe nici nu știu pe cine aș avea. L-aș putea pune pe Klein. Și după aceea pe LB l-aș putea pune de fapt pe Gomez. Hai că ne descurcăm. Bun. Oricum, hai să ne axăm aici pe acest match. Deja este 2-0. Pot să zic că oficial ne-am luat revanșa aici versus Napoli și mă bucur acest lucru. Hehehe, cel mai dulce gust este revanșa. Payback, cum ar zice americanii. Ia să vedem aici pe Renato Sanchez. Incredibil ce sprint are, ce sprint. Oi de capul meu, ce sprint are acest jucător. Incredibil, gol! Renato Sanchez! Cai de capul meu, cât de bine l-am controlat. Ce fain s-a dus, cât control. Ai, 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 și acolo cum am întors-o. Totul a fost la faza aia cum am întors-o. După aceea am pus un vincul cu Fines. Ai de capul meu, ia Kirikes și iară ne-a ajutat. Vedeți acolo cum și-a schimbat traiectoria, s-a dus în stânga. Din nou Kirikes ne-a ajutat acolo, că n-a făcut apărarea ca lumea. Băi, Kirikes, băi, îți mulțumim și îți dedicăm acest match ție. Match dedicat pentru nimeni altul decât Kirikes. Kirikes, cash, cash, cash. Hai să vedem aici. Opa, opa, opa. Ce șut. Ce șut. Deja ăștia șută mai mult în disperare să obțină măcar un gol acolo de onoare. Oare să-i lăsăm să dea un gol de onoare? Voi ce spuneți?
Na. Sau poate nu. Vin și ambulanțele în depărtare. Aoleo. Gata meciu, vin ambulanțele aici după băieții de la Napoli care au fost violați în cur cu un 3-0. Incredibil așa ceva. Foarte tare, ne continuăm. Desigur, aventura în Champions League și aoleo. Dar bagă un pic uzi viteză, bă, că-s mare, omul, băi. Nu știu de ce, dracu, dar nu știu, mi se pare, bă, dar sau parcă tot timpul când ajung la geamul meu, parcă încetinesc ambulanțele. Băi, du-te, mă, viteză să salvezi săraci oameni, oleo. Dar parcă nu intenționat mă terorizează ambulanțele astea. Oleo. Bun. Cartonașul roșu, Boateng și aoleo, Aurier încă accidentat. Nașpa. Dar totuși am avut dreptate într-un anume fel, în sensul cu acest risc, să zic, care l-am luat punându-l pe, sigur, pe acest jucător Klein, acolo ca și LB, și ați văzut că joacă chiar foarte bine pe LB, mă surprinde, dar totodată parcă mă așteptam să joace bine pe poziția de LB și aoleo, am mutat, se mișcă banderola aia de capitan în 500 de direcții. Lasă-l, băi, pe Ronaldo să ne... Ronaldo este Ronaldo. Bun. Și acum aici cu James. Vreau tot ce să le dea acolo. James, penaltiuri. Penalti 74, 85, că mai poate Ronaldo, dar totuși îmbătrânește, sărac om. Sărac. Da, oricum, dăm un simulate aici versus Swansea. Da, facem cea frumos. Da, 3-0, superb. Rodriguez, Sanchez și respectiv Ronaldo. Foarte bine, băieții mei. Ăla-i, mă. Țacă la tocanul cu ei. Bam, fără pic de milă. Ăla-i, ouleu, ăsta-i varză. Ior Galan că e bun, ăsta rămâne de văzut. Și ăștia rămân de văzut. Ok, bă, avem niște juniori mai ca lumea de data asta pe acolo. Desigur, Teago vrea să plece, Comi vrea să plece, Berardo vrea să plece, toți vreți să plecați. Dar ghiciți ce? Și eu vreau să plec. Glumeam. La finalul sezonului. Hai să vedem așa doar de distracție ce ofertă am avea. Tottenham. Juventus. Mi-ar place la Juventus. Mă rog, ar fi ciudat să joc meciurile versus AC Milan. M-ar dura sufletul. Dar... chiar vorbind de Juventus, presupun că m-am lucrat, sigur și voi ați văzut ce logo schimbat au băieții de la Juventus. Pot să zic că este un logo foarte, foarte... ciudat. Adică n-ai un J și practic încă un J lângă ele, e atât de bizar logo, adică uai, de ce ai face asta așa? Câștigăm mai aici meciul acesta versus două goluri Sanchez. Foarte tare, mă, mijlocașul ăsta, mă, iau tete măle, mă, ce face aici, incredibil. Bun. Deci da, cum ziceam, foarte, foarte bizar nou logo și nu știu de ce ai schimbat acest logo care practic e o istorie, stă pe echipa ta de nu știu cât timp, toată lumea cine vede acel logo știe, mari jucători au jucat cu acel logo, ce rost are, frate, să schimbi logo-ul unei echipe? Și totuși, vedeți, aici este o diferență între străinătate și România, dacă mă pot apropia de acest subiect puțin cam delicat, este schimb logo-ul în străinătate, da, toată lumea îți va comenta că, bă, boule, de ce ai schimbat cu logo-ul, că uite-te ce urât e ăsta nou și nu știu ce și nu știu cum. Ok, dar lumea încă te duce la meci, încă te va susține acea echipă, că tot Juventus îi. Oh, schimbi un logo, nu zic numele echipe, se știe. Schimbi un simplu logo unei echipe, gata, bă, aia nu mai echipa aia, eu nu mai țin cu echipa aia, bă. Foarte bizar, numai mie mi se pare sau vi se pare și vouă. Oricum, avem aici un meci cu Arsenal care se află pe poziția numărul 3. Deci, normal că avem aici nevoie de o victorie cât casa de mare versus această echipă. Și, desigur, vreau să văd cum se mai descurcă băieții mei. A, Boateng și-a revenit foarte bine. Mă rog, el a avut numai cartonaș roșu. Să-l lăs pe Marquinhos. Na, îl băgăm pe Boateng. Ce-i sigur, e sigur. Ok, hai să jucăm așa. Meci versus Arsenal. Let's go! Bun, meci de meci aici versus Arsenal. Sunt desigur pe Emirates Stadium. Hai să vedem meciul acesta foarte interesant versus Arsenal. Da. Avem nevoie de victorie aici, mai ales că ei au desigur risc pe poziția numărul 3, iar noi ne luptăm pe poziția numărul 1 cu
Da, nu stăm prea bine pe poziția. Da, stăm pe poziția, dar nu stăm așa sigur pe noi, că diferența între noi 1 și 2 cam cât, un punct, 2. Da, oricum. Hai să dăm aici pe Costa. Costa care practic a fost un transfer destul de fail pentru cei de la Arsenal, adică niciodată nu l-am văzut așa în top 5, să zic, sau top, mă rog, da, top, în top goalgetter pe Costa, deci eu îl consider un picuț cam fail, adică băi, tu ți-ai atacant, mă rog, winger și nici măcar, ce să zic, să dea un 8 goluri. Mm-mm. Da, mă rog, ăsta e Wenger. Ok, ia să dăm aici, ai, pasă prea lungă, Monreal, auleu, joacă încă Monreal. Văleleu, văleleu, omul ăsta e bătrân el, dar știu că și în Ultimate Team, nu știu ce are cartonașul său în Ultimate Team, bă, dar apăr atât de bine, mă, câteodată, e bizar, parcă e ceva, e un pic overpowered, așa, puțin tel. Opa, Costa aici, bravo, Renato Sanchez, care este într-o formă impecabilă, adică, băi, a dat câtea goluri și în cupă și acolo, bă, și face treaba în mijlocașul, așa, da. Ala-i, mă, în sfârșit, gol! Bravo, băi, cine asta, Goretzka? Aoleo, gol oricum, indiferent cine ar fi el. Amandone! Ia-l-ai, bă, Pandone, mă, nene, mă! Ei, chiar, mă, de când am mai dat un gol cu Andone. Foarte bine, mă, foarte tare. Nici n-am fost atent, pur și simplu tot eram acolo. Hai să dau gol, Ia mă că am dat gol, foarte bine, al treilea gol cu Andone, primul meci când l-am jucat a jucat absolut superb, dar după aceea parcă a intrat așa într-un colț de umbră, ceea ce mi-era frică că o să se întâmple cu el și din câte s-a și bine văzut nu prea mai dat goluri, acum iarăși a mai dat un gol, 3 goluri per moment, în Premier League nu e mult, dar pui mei, na, el e, na, l-am luat ca și rezervă totuși, acum ia uite-te cât timp a fost titular, aoleo, așa ceva? Așa ceva? Opa, Welbeck aici, Welbeck, vrea cumva revanș. Oh, opa, Chamberlain, pasează către Welbeck, uai de cap, mă, ce bine pasează ăștia aici. Ia să dăm Griezmann, pasă bună către Ronaldo. Băi, da, chiar mă, cât onoare pentru Andone să joace între Ronaldo și Griezmann. Băi, cred că merge Andone acasă și le povestește prietenilor. Oh, lololo, băi, fraților, vreau să vă gândesc să credeți, băi. Băi, eu mă joc aici cu Ronaldo și cu Griezmann. E, și Thiago, și Leno, și Boateng. Aoleo, oricum mă bucur cu acest transfer indiferent. Chiar mă pur și simplu pentru distracție mai mult, parcă mă distrează să-l văd acolo pe Andone pe teren. Foarte tare apă și când ai gol cu el. Uei, băi, ce gol mi-a dat! What? Bellerin, mă, RB-ul. Egalează aici Arsenal, în minutul 77. Băi, dar asta a fost craci? Nu, n-a fost, dar uei, cum o șutat-o? Fii atent! Iu! Ai, Leno, frate, o mers pe lângă tine, mă, Leno, mă, nene, mă. Bă, Leno, mă, o mers pe lângă tine și te-a lăsat-o să intre. Ai de capul meu, așa ceva, mă, bă, dar cum o șpițat-o, uei, wow! Yeah! Încă un gol frumos aici, Griezmann, foarte bine profită de acea fază, incredibil așa ce, ia portarul nu-i vine să creadă, vine aici cu Thiago, nu a intrat în locul lui Goretzka, șut, apră portarul și bă, pică mingea fix la picioarele lui Griezmann, tot ce a vrut să facă, ia, să dea așa un pic cu latul în poartă și gol! Griezmann, 6 goluri în Premier League. Totuși, dacă te gândești așa, Andone are 3 goluri și Griezmann 6. Andone a fost vreo 20 și cea de milioane, Griezmann a fost 100 și cea de milioane. Deci, Andone, mă! La jumătate de goluri ca și Griezmann, dar... Fai de capul meu la ce diferență de preț. Așa ceva, băi, ce comparații fac și aici. Oleo, să-mi dau peste gură. Oleo, ce comparații fac. Na, oricum, este în ultimele minute din acest meci. Trebuie să avem grijă mare să nu, doamne fer, să mai îl vedem pe Bellerin acolo la atac. Nu știu ce, bă, ce șut odat, mă. Incredibil. Ia, vorbeam de Bellerin apare. Elmeny, pasă bună aici către Chamberlain, bravo, Boateng, nu degeaba, nu. Oleo, Seri, ia bă cum o dat-o, ai, un pic de emoție aici în fața porții lui Leno, este mă, gata,
Pune arbitrul capăt acestui meci nebun versus Arsenal. Reușim să câștigăm acest meci. Iala și pe Wenger încă în viață. Nu știu cum, încă îl mai păstrează Arsenalul. Foarte bine aici, o victorie meritată de noi, normal. Bravo Bellerin, a fost un gol chiar foarte frumos. Așa ceva, mă, așa ceva. 2-1, super! Super, uber, duber, epic. Bun, hai să dăm. Înseamnă că ne-am consolidat prima poziție. Mănâncă sigur, acum urmează meciul ăsta de Champions League. Voi da aici, desigur, simele la pardon, la antrenamente. Așa, foarte frumos, pe sistem valoros. Foarte bine evoluează și acest check, regionului check. Mă bucur asta. Așa, hai să vedem. Meci versus Celtic. Hai să băgăm niște rezerve, nu? Hai să băgăm niște rezerve, man, dar nu vreau să bag foarte multe rezerve și după aceea să-mi par rău că am băgat multe rezerve. Așa că, desigur, băgăm numai așa câteva. Aici, colo, Nioni. Așa, bun, băgăm și pe Morcovic. Doamne, fer, deja am schimbat toată echipa. Ok, îl băgăm acolo și pe Comi. Toată echipa, nouă echipă, țaca, țaca, la dogană. Hai, match versus Celtic. Ia să vedem ce vom face în acest match versus Celtic, care este și la noi acasă, deci ar fi logic să câștigăm. Ei, 2-0, Thiago și respectiv Gomez. Ia uzi, ce fain pentru Gomez. Mă bucur pentru el. Foarte bine și da, am avut dreptate, ne-am consolidat aici prima poziție. Pe locul numărul 2 este totuși Crystal Palace, mă. Nu știu ce transfer au făcut băieții ăștia, dar au știut să facă transferuri. Culmea și Newcastle aici pe locul numărul 5, din câte se și bine vede. Echipele consacrate, săraci de ele, nici nu știu pe unde sunt. Ia, Manchester City pe 8, Chelsea pe 9, United pe 10, Tottenham pe 12. Aoleo, ia West Ham acolo la retrogradare, Southampton la retrogradare. Na, Southampton, asta înseamnă să-l cumperi pe Leiva. Și pe Moreno chiar a făcut o treabă bună, nu, prefer să nu comentez. Dar uite, mă, ce jucători, ia, Zaha, golgeter, ia, Jovetic, golgeter la Everton, Cuadrado totuși la Chelsea și de-abia îl vezi pe acolo, bă, Fischer mă așteptam, Griezmann acolo, Success, Sabitzer, iau, Sabitzer, golgeter, hai să ne uităm la acest Sabitzer, mă, ia, mă, bă, Borja, tu, mă, olio, Newcastle, mă, cât are, ia, acolo e Ronaldo, cu 5 goluri, azi de mult. Vedem Pandone oare? Nu, că sunt 4. Ar trebui să... păcat. Ia să vedem cine e acest de la Stoke City, așa e? Sabitzer. Ia să văd cine e acest Sabitzer, că îmi place numele. Ia să vedem așa, merem repede. Premier League, Stoke City. Așa, atac, ia să vedem aici. Ia mă, luau pe Babacar, lol. Ok, Martin, nu știu ce, Zuseu, Diouf. Bă, Kyokue, cine-l mai ține minte pe Kiwi, mă? Kyokue, Kiwi, mă, ai de capul meu ce amintiri din carieră cu Steaua. Ai. Natare, alea pe Perez. Leu, cine e ăsta? Așa, Nicola, nu știu ce, Radaman sub blablauri. Unde e, mă, omul ăla, mă, cu nume fain? Aoleu, nu-mi zice că nu e atacant. Oficial mijlocaș? Marașa, Imbula, Edi, nu știu ce. Da, mă, ăla, mă, Sabitzer. Este cam, jucător pe cam. Băi, stai un pic. Ai văzut ce sprint are? Wow, e austriac, mă. De ce tare? Ha, super. Foarte tare, mă, austriac, ia auzi. Na, ok, și pe această bombă oprim video acesta că deja s-a alungit. Vă mulțumesc tuturor de susținere și că v-ați uitat la acest video, mulțumesc foarte mult. Deci da, să dați click pe butonul de like dacă n-ați făcut-o încă și desigur să lăsați un comentariu dacă v-a plăcut. Mulțumesc, bye bye!